Virgin, why are the Jesus? Da, băi, am revenit, suntem pe acest cont. Bă, cum vedeți, am intrat și eu în clanul VG după a 11-a aplicație. Oh, ID Swift. ID Swift, ne-am logat odată. Yeah! Filmez. Zi sal, it. Ziceți, vă, sal, it. Așa, bă. Bun, am intrat și eu în clanul VG după a 11-a aplicație. Salut, mami! Salut, puiu! Nu uitați să vă abonați la Nea Swift. Da, Cristi, da. Sunt abonați oamenii, dar cum să nu fie abonați? Uite și pe ciochistul ăsta de Zane, care nu dă bobizu pe 20 kk. Mă rog, ăla vinde casă Dillimore, casă are garaj electric. Nu-mi pasă care garaj electric poți să ții. Uite și admiralul... Nu admiralul. Ăsta... Generalul Luca Lașnicovici oprește filmare. Dacă ăsta să ne dăm remorchează la turism, o să fie așa și în parcare. Așa trebuie. Bun, bă. Și contract. Puneți contracte că sunt zero și am nevoie că doar bă, bă. Bune, dau seama cum a început clipul. Nu am început așa. Plus, puneți contracte ca să am ce să filmez. Haideți, bă, puneți contracte odată, că nu stau toată ziua. Haide, bă! Cine avea văgând transfer Megas? Cred că sunt 10 kk și dau invite. O să vezi tu la toamnă. Heal, get hit, undercover, find 23, undercover, order 3, exit. Ce repede scriu. Da, și astăzi o să-mi iau un mouse nou, fix după ce încheie această filmare, mă duc la Altex să-mi iau un mouse nou, pentru că ăsta, trustul ăsta s-a dus pe cioacă. Ia să vedem, trust GXT 120. Oh, am văzut un model 130. Și arată mai șmecher. Mă rog, ce luăm noi? Sultan? Hai să luăm Sultan. Bun. Sultan Mehit. Bun. Tipule... Da, habar n-am ce faci tu, cred că faci quest. Asta în ce job ai? Ai camionagiu, deci nu prea ai cum să faci tra... Ah, ba da, ba da. Ba, să știi că tu ești la tracker. Și dacă ești la tracker și vii în fața mea, asta e o problemă. Pune și tu contracte. Hai că știu că poți. Hai de flei, știu că poți să le pui contract la toți. Hai de flei, știu că poți să le pui contract la toți. Hei, hei, hei! Dar tipul ăsta face tracker. Și urăsc cel mai mult nu intră în mine ceapa ta. Te-l bă cum intră în mine, frate. Așa, Vegas, bravo. Pune contract pe membrii, VG, răule. Dar tipul ăsta... Așa, bravo, Ace, bravo. Răzbune-te, fii dur, așa te vreau. Mă, nu mai face spam, că mă enervez odată cu spamul. Bun, tipul ăla face tracker. Asta înseamnă că dacă vreau să trag cu sniperul că vine spre mine, este foarte rău. Pentru că pot să-i dau sub 150 de metri și FV-ul e al meu. Salut, domnule Cristian, care tocmai a trecut pe lângă mine. Așa că trebuie să te gândești. Swift, gândește-te, gândește-te, gândește-te. Deci eu o să stau aici, să mai bine aștept la tracker, cum facem? Bun, o să încerc să lovesc de aici, dacă nu pot de aici. Mă duc la tracker și le așteptam fix acolo, la checkpoint. Cum am mai așteptat pe alții. Bun. Eu o să mă fac că nu se întâmplă nimic. Așa, o să stau cu fal. Stai, o să stau cu fal, am zis. Fal. Nu o să știe că e nimic aici. Nu o să știe că s-a ascuns cineva în nisip, cu capul în nisip. Și tipul ăsta o să treacă și o să treacă. Aoleu, pe unde o iei? Bă, tu faci track sau ce faci?
Ai, de bă, bun. Mă duc la HQ Hitman și te aștept acolo. Facultate puse de... Bine, mă. Bână. Hai, hai, sultanule, hai mai repede, hai. Hai, de fier pe roți, hai. Aoleu, ăla și pe acolo pe scurtătură, nu se poate. Haide, bă, haide, bă, hai că știu că poți, hai, hai. O luăm pe contrasens, o luăm că n-am ce să facem, hai. Mamă, dar ce să urăsc ăștia, frate, din VG. Cum contract pe toți, bă, nu mai scos suma banii pe prototype, poate nu le-au eu. Doamne, ce spamează ăștia. Nu mai spama, bă, odată, du-te. Nu mai spama, hai te rog eu, nu mai o face să vorbesc vulgar. Ăla e contract de 50 de case, order-ul. Cine ia pe ăla să îmbogățește? Vă dați seama dacă le-am eu pe ăsta? Hai te rog, sultanule, hai, hai, odată, troacă ce ești, hai! Fier vechi, hai! Hai te rog eu pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Nu, uite cum face mouse-ul! Tu te... Am dat să roată? Ai de capul meu! Nu, asta mă enervează, eu urăsc pe ăștia pe care fac job. Gândește, Swift, cum poți să nu ai iei tu pe ăsta? Dacă stau aici, poate? Contract de 50 de capă, prototype. Oho! De cum îl omor eu pe ăsta, asta e problema. Pentru că ăsta o să ia pe la autostradă. Deci nu e plictisitor. Mi-a pierdut și vorbe, nu știu să mai comentez, adică... Te uite, bă, cum te-ai dus, sultan tâmpit, fier vechi, păroți. Hit, mai scrie hit pe tine că nu ești bun de nimic. Hit, faci tu hit, nu ești bun de nimic, sultan tâmpit. Dar știi ce? Măcar ești mai rapid decât un tracker. De la du-te-n! Bă, cât de prost să fiu să intru în parapeți ăștia. Bun, aplicăm altă metodă. O să-i distrugem ăsta camioneta, o să rămână pe jos și noi o să-l omorâm. Ideea cea mai bună și perfectă. Aoleu, dar e remorca aia tâmpită. Nu știu cum facem. Mă gândesc. O să mă duc, ăsta are skill 1, skill 3 la track. Mașina aia prinde undeva la 120. Așa că o să mă duc unul mai în față, sar din vehicul și încerc să trag în el. Ceea ce va fi foarte riscant pentru că pot să se dau sub 150 de metri. Dar experiența mea în Hitman le întrece pe toate și nu se va întâmpla acest lucru, nu? Hai 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Și acum te rog, auzi, să nu mai faci figuri! Niciuse nu mai are săra cu sultan. O să le iau pe aici, bă, o să le iau pe aici. O, da, 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 pe aici e bun. Nu da fâvâr, nu da fâvâr. Bun, o să aplicăm metoda nubilor care fac hituri la tracker. Pentru că altfel eu nu mai pot să-l omor pe tipul ăsta și o să mă enervez mai tare. Chiar dacă enervez și enervez înseamnă cu totul altceva, eu tot o să mă enervez. Bun, facem metoda proștilor care fac hituri la trac. Ne punem aici ca fraierii și le așteptăm pe ăsta. Contract,
O să picet prototype. O, 3 contra kill, omori eu pe ăsta. Bun, acum te rog un singur lucru. Nu te mai bloca, m-au stâmpit! Ia uite, bă! Ușor, ușor. Ușor. Te-am pupat! Pa! Și pa și vouă, v-am salutat, vă pup, vă aștept la următorul episod.